Mi-e dragă, dar a căzut în plasă. Marlen, Marilena Chelaru, priviți-o! Mai bine să povestești tu. E mai bine așa, Marlen, nu? Da, să povestesc eu. Fii atentă. Noi ne-am folosit, nu știam cum să te prindem, știi? Cu momea, cum? Doamne, cum se uită la mine. Ce cal cu dinții în gură, da, negru. Ce mi-ai făcut tu mie? Momeala și nu știam cum. Ne-am folosit de scamatorie. N-am observat. Te las pe tine. Scamatorie o să-ți fac eu ție. Fac eu doi pași. Așa. Să vină aici, că nu-ți fac nimic acum. După aia. Nina, ai să știi. Să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat. Nu tot, nu tot. Mai bine să vedem în câteva minute. Vrei să vedem? Nu. Mai bine povestește scurt, dar nu tot. Nu tot. Scurt, da. Pe scurt, cum să zic, de adevărat, un cuvânt, am luat plasă. Un singur cuvânt magic. Șimitir. Și asta spune tot. Da, pentru că m-am dus cu un prieten. Ne duceam, de fapt, pe un drum, în alt scop, înțeles, să vedem niște copilași cu talente de treburi datorie. De nu știu, și eu zic, mama, hai să mă îmbrac frumos, să mă îmbrac și un negru. De actorie, dar culmea, știi, zic, hai să mă îmbrac și un negru, zic, să fiu și eu mai slavă, da, mai bun. Nu știu ce, știi? Pe drum. Și pe drum, da, și pe drum el zice, a, Mari, deci prietenul meu, un cel fratele meu, da. Și normal, cum să nu mă duc? Când băiatul îmi spune, Mari, uite pe drum, mai că uite cimitirul aici, zice, și îl am pe bunica mea, să-i aprind și o lumânare, că n-am mai ajuns de mine. În drum era cimitirul, era bunicul lui? Da, bunicul lui, da. Și cum să nu mă duc, îți dai seama, și el a fost la mine, la problemele mele și eu am avut probleme în viață și a fost alături de mine și cum să nu mă duc? Ați oprit la cimitir câteva minute. Mi s-a părut fire să mă duc la cimitir, să aprind și o lumânare la un creștin. Emoțiile mari le-am avut. Dar după aia... Emoțiile mari le-am avut că tu o să-i spui, n-am timp, ne grăbim, hai să mergem la cimitir altă dată. Dacă s-ar fi întâmplat asta, noi nu ne-am mai fi văzut acum aici. Nu ne grăbeam, deci problema, așa de bine au fost toate... Sincronizate. Da, exact. Nu ne grăbeam, iar când e chestia, eu fiind și credincioasă și așa mai cu sufletul ăsta mai al meu, nu puteam, îți dai seama când cineva spune, bai să mergem să punem sau hai să facem o pomană. Da, zic, ce mare lucru este. Zic, lasă că avem timp și am avut timp ca să vedeți ce ni s-a întâmplat după aceea. Acolo, în cimitir, tot ce o să vedeți a fost regizat de noi. Marlen, priviți. În momentul în care este tensiunea mai mare, s-a căscat. Grijă de mine, vine soarul. Da, crapă cerul, Doamne, vino și ele pe tăi, Doamne,
de noi, ne vine apocalipsa. Ei, dracu, ce sunteți cu sufletele voastre păcătoase? Unde-i mamă Bianca, mamă? Unde-i mamă cu iubeai atâta, mamă? Unde-i mamă sufletul tău, mamă? Suflete putrede ce aveți! Iadu să vă mănânce! Iadu, bine, să-i dracu să fiți! Te urmai, lor! Te urmai, lor, că să-mi cască cerul și vine cu tune de peste mâinile, să-i dracu, le mai dă până ce vânt! Pune două lumânări aici. Nu, dar stai că... Matei, vântul, ține tu mâna. Ai, băi, băi, mâncați-mi și gura. Uite, mamă, năzăchile, ai vrut tu să au, Doamne, dar nu stă dacă n-am stă. Doamne, stai. Până, pupa, până. Vine, da, imediat, două secunde, stați puțin. Păcăiți-vă, mă, păcătoșilor! Păcătoșilor, ce sunteți, să vă păcăiți în fața Domnului! Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc mult, Doamne, vă mulțumesc mult! Știți cât v-a admirat, Doamne, știți cât v-a admirat! Suflete, pundrete! Zicea că aveți cel mai mare suflet din tractor, vă mulțumesc! Da, o fi vorbit cu Adi, eu nu știu. Nu, că nu ne apropie, nu mai e aici aproape, nu uitați luminarea aia, prinde. Da, aprinde, mă aprinde. Lom, puteți să mă dai de la mata, stai că nu vreau să mă apropii de... Te rog eu frumos, că mie nu știu cum, că am și eu părinții morți și... Doamne, dar mie e copilul meu, da, e groaznic, Cosmin, Doamne, copilul meu, cum Viorica, Viorica, Maria, mamă, tu te lua... Coliva, colacii, adu și popa, Matei, mama, tu popa, mama. Doamne, păi și ce faceți? Și filmați? Nu mă crede nimeni. Filmați mormântarea? E ultima imagine cu el, Doamne, nu mă crede nimeni. Zice că s-a omorât. Nu s-a omorât, Doamne. Ce-a făcut? Zice că s-a otrăvit. Nu s-a otrăvit. Mărie, nu l-a omorât. L-a omorât, Doamne, din cauza. Cine, Doamne, l-a omorât? Iubea o fată pe Bianca. De-abia... Așa și? De-abia luase la facultate, era student la arhitectură, Doamne. Așa. Doamne, toți banii mei am băgat în pregătire. Auzi, să ajungă copilul. Mă duc să iau, că am uitat să iau de aia de tămiat. Aha, da. Fii tu asta? Da, dă-l încoace, dă-l încoace. Lasă-mi apa mie. Ce? Ia tu apa. Să ajungă copilul. Ia că mă duc să iau aia de tămiat și mă întorc imediat. Da, hai, vino repede. Da, nu mă lăsa aici. Nu te las, drag. Copilul meu, student, Doamne, la arhitectură, Doamne. Doamne, sunt drăgostit de o fată, l-am susținut. Și am netrezit rând că a murit, Doamne.
ca să o trăvi, nu s-a sinucisă, doamnă, nu s-a sinucisă. Mi-a spus, mie în somn azi noapte. Și cine mi-a venit în somn și mi-a zis, mămică, eu n-am, m-a omorât, mămică. Când era la liceu, venea la dumneavoastră în toate emisiunile, Antena, toate le vedea, nu puteam să fac nimic când auzea. O fi vorbit cu șeful meu, cu fetecău. Că nu el, știu, era peste el a mai adus tot, băieți din ăștia. Zicea, parcă era, face, mă, o simt ca pe mama mea, ca pe mama mea, o simt, uite cât e de bună, uite cum râde din suflet. Au, ce m-am speriat. Te rog eu frumos. Da. Hai, tu-te. Lasă-ne. Tu-te, te rog eu frumos, că-ți mai dă duși, lasă-ne, mai că e amărâtă, săraca, las-o, las-o, că e amărâtă. Lasă-mă. E aici criminalul. Ce anume? Criminalul e aici. Iubitule. Lasă-o numai cu amărâși, lasă-o. E criminalul aici. Mamă. A venit criminalul aici, direct. Du-te, puiule, du-te, du-te, lasă. Ce-ai că vreau să-l am pe el. Nu știu că le-am zis, e aici criminalul. Eu v-am zis, el mi-a zis să vă zic că e aici. E aici, că le-am zis. Lasă-o că e... Lasă că le cer. De ce, auziți? 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 Da. A zis să-mi dați 10 lei. Hai, 10 lei. Hai mă, lasă că-l dăm după aia, lasă-ne. E criminalul aici, n-auziți că e criminalul aici. Repede, că mă grăbesc să mă părintele, lasă că a venit și părintele. N-am. Dă-mi și mie un pic de colivă de pe masă, niște de aia am buzunat. Stai că uite, aduce acum, stai. I-a spus, mai i-a spus. Auzi că cică e criminalul aici, că el e aici, n-am văzut. Doamne, vă rog să stingeți lumânarea. A murit otrăvit, nu avem voie. Vă rog, doamne. Așa nu e voie? Nu știu. Părinte, părinte a murit creștin, părinte, crede-mă că n-a murit. Dar e creștin, bre, trebuie să-i aprinde și lui omul. Părinte, nu s-a omorât, părinte, crede-mă că nu s-a omorât. Părinte, te rog frumos. Doamnă, v-a rugat să stingeți lumânarea, vă rog. Păi, mă, stinsă-i, bre, dar nu. Uite, am stins-o, na. Maria, Maria, mamă, ea e fata mea, ea mea mai rămas, ea mea mai rămas, ea mea mai rămas. Frățiorul meu, Cosmine! Stingeți, doamnă, odată lumânarea aia, e asta chiar culmea, cool, pentru câte ori să vă spun, ea trei ori.
Bine, știți-vă. Mamă, nu stai puțin, da, părinte? Mariane! Mulțumesc pentru minune! Asta este bărbunia, trăiește! Nu stai, stai, stai! A dormit un suflet, a dormit un suflet! Arde, părinte! Băi, dă cu apă, du-te apă și aici! Du-te apă aici, ia! Focul e ghele! Asta e, Doamne! Unde-i copilul? Da, sigur. Mă jură, măi! Unde-i copilul? Da, părinte! Unde-i copilul meu, părinte? Stai că se arte de 10 lei acum! Aoleu, dar mă lasă-ne cu 10 lei, arte! Mariană! Doamne, pe noi mie este iară! Nu am făcut nimic! Ce n-ai făcut? Nu am făcut nimic! Eu ziceam că tu ești criminalul! Tu ești criminalul! Tu ești! Tu ești criminalul ăsta, tu ești! N-am făcut nimic! N-am făcut nimic! N-am otrăvit nimic! Copilul meu! Doamne, unde-l văd? Tu ești! Doamne, cum ai otrăvit? Cine spune că ai otrăvit? Nu știu, nu știu, nu știu. Haide, Martin, că tu ești criminal! De ce ai făcut, Martin, ca spatele meu? Haide! Când lucrurile au luat-o rău razna, a venit cu tortul ăla, că deja era nu era bine. Și ce n-am înțeles niciodată? Marlen, da. Privind tot ce s-a întâmplat, de ce n-ai plecat? Nu mai știam ce mi se întâmplă. Știi de fapt ce a fost? La început am zis, da, ok, dar nu știi ce era în capul meu atunci, în clipa aia. Am zis, nu, e coșmar, mă plezneam peste față, m-am ciupit. Ok, 3 minute, 5 minute, 10 minute, eram convins. Nu mă mai trezeam. Coșmar, eram convins că mai mult de 10 minute din scenariu nu o să reușim să-l facem. Și ai rămas acolo, e adevărat că trăgeau ăia de tine toți. Da, nu mai știam ce să fac. Iar mai departe de atât, eu de obicei, eu noaptea în visele mele, stau după ce visez sau chiar în timpul visului, stau să văd ce semnifică fiecare acțiune. Da. Și acum mă gândeam, zic, deci ăsta e cimitir, ție de ce era în capul meu în secunda aia, știi? Aici e cimitir, deci înseamnă mort, schimbare de vreme. Și așa se făcuse cald, a fost o perioadă. Păsările, zic, sunt veste,
Înțelegi? Deci nu era singurul lucru pe care noi l-am putut specula cu Marlen, pentru că ziarele au scris adeseori că tu ești o femeie care interpretează vise, care ești... Sunt paranormală. Mergi în zona asta de paranormal. Am speculat momentul... Sunt cam paranormală. Am stat pe Google vreo câteva săptămâni bune ca să găsim tot felul de Google. Ne-a dat tot felul de chestii de-astea cu... Dăștea de zboare cu lumânări care nu se sting. Ok, precis, Marlen o să le găsească o semnificație. Da, 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 eu asta mă gândeam. Da, că mă întrebai de ce nu plecam. Zic, nu e coșmar? Marlen, o trezește-te din coșmar. Dați aplauze, că le merită. Ce-i când visezi apă? Când visezi o apă învolburată, atunci nu e bine. Dar da, nu, era bine ce am visat. Eu ți-am spus, cimitir mort este schimbare păsări de vreme, care... păsări veste. Înțelegi? De zic, mamă, nene, deci ce veste visezi, mare. Când era... visezi apă învolburată... După aia eram în film, în Hitchcock, deci eu mă duc, că sunt din asta. Veneau porumbeii peste mine, nu-mi... Hai, de cap, apa învolburată, ce înseamnă când o visezi? Cine mai... nu atunci nu e bine, da, e moarte, e ceva de rău. Da, da, boală, moarte... Marlen, da, ferească în... Dumnezeu de mâna, să rămână, mulțumesc! Ai grijă!